În timp ce tu fugi la munte ca să te bucuri de zăpadă, pentru alții este un adevărat coșmar. O furtună neobișnuită de zăpadă a provocat haos la Atena. Toate autobuzele publice au fost trase pe dreapta, iar autoritățile i-au sfătuit pe greci să rămână în case. Și campania de vaccinare a fost întreruptă pentru o zi acolo. Imaginile din dronă arată dealul Acropole acoperit de zăpadă și străzile fără nicio mașină. Chiar și principala autostradă către nord a fost închisă.